Dingo reprezintă de asemenea o poveste interesantă. O poveste adaptativă interesantă în care un câine ce a însoțit omul a scăpat într-o țară, într-un continent, fără prădătorii puternici care să-i țină piept și care s-a înmulțit peste măsură. Înmulțindu-se peste măsură, a început să genereze un mare efect ecologic prin îndepărtarea, prin atacul asupra cangurilor de talie mică și mai mari chiar. Au pierdut lătratul, ceea ce demonstrează că lătratul este ca maneaua la câini, respectiv latră pentru noi, pentru oameni. Ei între ei schele, ei chiță, ei fac tot felul de urlete, însă nu latră. Lătratul este pentru noi. Și am pierdut lătratul, cum spuneam, și au ajuns în 30.000 de ani să se selecteze cu o culoare majoritar roșie sau brună roșcată. Există și unii mai negricioși, mai închiși la culoare, însă gena asta roșie la câine domină, fiindcă originea lui, dintr-un lup, a fost tot lupul roșu, dintr-un lup de culoare roșcată, ce în pleistocen, adică acum undeva 20, 30, 40 de mii de ani, când erau glaciațiuni în continentul eurasiatic, lupii erau, cum spuneam, roșii și de acolo se trage câinele și bineînțeles că această culoare roșie domină. Este unul dintre foarte puținele cazuri în lumea animale în care culoarea brun-roșcată domină pe cea neagră. Altfel, albul e dominat de toate celelalte culori menționate. Aici, la câinele ăsta, la Dingo, roșcatul este aproape 99% dintre ei. Firește că le și convine în terenul foarte bogat în oxid de fier din Australia, este un mimetism mai bun roșu decât negru, dar în același timp este o dominanță a genei respective, fără doar și poate. Este o adaptare interesantă, dincolo de faptul că o specie a devenit din domestică invazivă, este o raritate, s-a întâmplat și cu iepuri, s-a întâmplat și cu alte specii domestice ce s-au sălbăticit și au devenit invazive, cele mai cunoscute fiind, de exemplu, calul, mustangul din America de Nord. Caii din Letea sunt specii aproape sălbăticite, specie aproape sălbăticită de cal domestic. Și cu bunele, greu de găsit bunele, dar cu relele corespunzătoare. Aici, în cazul dingo-ului, bunul este doar științific, respectiv studiul adaptabilității unei specii, însă tot ceea ce fac ei în Australia nu e de bine, e rău, fiindcă împiedică dezvoltarea multor specii, au eliminat carnivorele marsupiale, în primul rând, și împiedică dezvoltarea cangurilor de talie mai mică, care le sunt disponibili nu numai cei mici, chiar și se formează haite din acești dingo și chiar și cangurii mai mari sunt atacați de dingo. Australia are multe alte probleme dincolo de dingo, sunt foarte multe mamifere invazive. La un moment dat erau peste 1 milion de cămile în deșertul australian, 1 milion de dromadei sălbăticiți. La un moment dat ajunseseră oile să fie o specie invazivă prin faptul că numărul mare de ovine crescute într-un sistem extensiv a generat o distrugere a vegetației australiene. Iepurele, pisica, o broască râioasă care este o mare pacoste în Australia acum. Sunt o mulțime de specii care au invadat un continent, o insulă uriașă, care avea o desprindere de peste 100 de milioane de ani de Africa și care avea o izolare a speciilor, izolare ce a generat adaptări interesante, chiar și un mers evolutiv mai lent. A demonstrat, Australia, Noua Zeelandă au demonstrat, chiar și America de Sud, au demonstrat că evoluția nu are o viteză constantă. Evoluția are o viteză variabilă ce ține mare parte de modificările climatice, ce ține mare parte de modificările altor specii, de concurență, de competiție. Acolo unde ținutul uscatului a fost foarte, foarte mare, cum e Eurasia sau Africa, evoluția a dus la specii foarte avansate din punct de vedere adaptativ, foarte complexe, diverse, dar ce se întâmplă pe insule este, sau pe zonele rămase izolate,
este interesant din punct de vedere al biodiversității și este păcat să nu lăsăm natura să fie așa cum a apucat, respectiv să aibă și marsupiale. Și în Europa și în Africa au fost marsupiale, dar au dispărut, eliminate cu zeci de milioane de ani în urmă de mamiferele placentare. Ei bine, în Australia acum facem asta, noi, oamenii.